Elevii și preșcolarii nu vor face cursuri marți, 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației. De asemenea, pentru cadrele didactice, aceasta este o zi liberă. Ziua Internațională a Educației este sărbătorită în fiecare an, la 5 octombrie, începând cu anul 1994, când Federația Globală a Uniunii Sindicatelor Cadrelor Didactice a lansat o campanie de promovare a meritelor cadrelor didactice și a contribuției aduse de acestea în procesul educațional la nivel mondial. Conștientă de importanța educației în evoluția unei comunități, conducerea primăriei Deva a recompensat an de an atât efortul și rezultatele dascălilor, cât și ale elevilor. Ce aș putea să le urez? În primul rând, tot ceea ce dânsii își doresc. Clar, toată lumea spune sănătate, dar nu este un cuvânt așa pe care îl spunem, dar e golit de conținut. Dacă ai sănătate, atunci poți să muncești, te poți și bucura de viață, să aibă grijă de copii, pentru că aș putea să spun că fiecare învățător, fiecare profesor este un fel de părinte pentru fiecare copil. Pentru că în acești ani în care învățătorii, profesorii pregătesc, de fapt ei formează pentru viață, care viață nu este întotdeauna presărată cu petale de trandafiri, sunt cu urcușuri, cu coborâși, cu obstacole și contează foarte mult atitudinea fiecărui învățător, a fiecărui profesor în modelarea caracterului fiecărui copil. În țara noastră, Ziua Internațională a Educației este marcată distinct de Ziua Învățătorului, stabilită în 5 iunie, începând cu anul 2013, când a și fost introdusă în structura anului școlar 2013-2014, conform unei decizii luate la acea vreme de ministrul de atunci al Educației Naționale și de liderii celor două sindicate din învățământul preuniversitar.